Cotton Aster Coral Beauty, o esență foarte ușor de construit, un bonsai. Nu contează dimensiunea bonsaiului, poate să fie mult mai mic sau poate să fie foarte mare. Important este să fie foarte frumos, să fie armonios, să fie construit bine. De aceea vă aflați aici, pentru a vă ajuta să vă construiți proprii bonsai, pornind de la zero, cu esențe autohtone, cu esențe ce se găsesc în pepiniere, pe internet. A trecut foarte bine această iarnă, toată această vegetație a fost creată de către micuța plantă în toamnă. Acum voi face tăieturile de primăvară, de curățenie. Toate aceste alungiri le voi scurta. Se vadă cât mai frumos structura acestei frumoase plantuțe. Este o esență ce se poate cultiva cu succes de noi toți. Se găsesc pe internet cu ușurință. Asta apară tot timpul anului, atât vara cât și iarna. Vara trebuie să prindă cât mai mult soare, iarna ținut la lumină pe cât posibil. Eu l-am protejat într-o seră neîncălzită pentru dimensiunea vasului, pentru a nu se crăpa cu un ger foarte puternic. Face flori albe, peste puțin se va umple de flori albe, iar către toamnă va avea fructe roșii, frumoase, foarte ornamentale. Acele fructe vor rămâne peste timpul iernii și va decora micuța noastră plantă. Este o plantă obținută din butaș, dintr-un butaș de această mărime. Are aproximativ 12 ani de când am început să o cultiv. Am cultivat-o într-un ghiveci puțin mai mare, într-un ghiveci de cultivare, nu într-un ghiveci pentru bonsai. Îl cultiv în acest ghiveci de aproximativ 6 ani de zile. Până în acel moment l-am ținut în ghiveciul de cultivare pentru a se dezvolta. L-am educat doar din foarfecă, nu a fost deloc pus firul de educare pe acest mic bonsai. Este foarte ușor de a crea un bonsai cu această esență, cu Cotton Aster Coral Beauty. Important e să ținem cont de dimensiuni. Dimensiunile trunchiului trebuie să fie în raport cu șarpantele. Trebuie să se subțieze treptat către vârf. Îl fertilizez în mod normal ca toți ceilalți bonsai. Curăț toate aceste frunze uscate, este foarte normal, este ceva foarte normal la această esență. În curând va arunca toate frunzele, odată cu schimbarea vegetației. Dacă vă cultivați și voi o esență de acest fel, un bonsai cu această esență, știți că vă dă satisfacții, aveți de tăiat la el, aveți acele fructe roșii în toamnă, care îi dă un efect particular. Bonsaii de această dimensiune se numesc Shoin, sunt de dimensiuni reduse,
tot ce este important, trebuie să ținem cont de toate criteriile unui copac care se poate găsi în natură. Deci trebuie să aibă piciorul plantei, nebarii, un trunchi cât mai viguros, cât mai sănătos, să plece conic și să subțieze mergând către vârf. Fiecare ramură trebuie să fie dispusă în mod cât mai natural, să fie văzută din toate părțile ca și un copăcel, nu trebuie să fie defecte din nicio parte din care este văzută. Să aibă o ramificație cât mai fină. Cu toate că este micuț, are un nebari pe măsură. Este foarte lat acest nebari pentru dimensiunea acestei plante. Se vede cât este de lat. Toată această porțiune este nebari. Îl fertilizez cu osmocote. Pentru anul viitor m-am gândit să-i pun un ghiveci albastru lucios sau verde închis. Cu siguranță un ghiveci mult mai mic, un ghiveci ce se poate potrivi foarte bine cu talia acestui mic șoin. Șoin sunt acei bonsai de dimensiuni reduse până în 25 de centimetri. Orice bonsai trebuie să fie plăcut din orice unghi este văzut. De obicei are o parte mai importantă cu care se pornește construirea bonsaiului. Întotdeauna bonsaiistul ține un punct de referință și pe care îl continuă în dezvoltarea bonsaiului, dar totodată fiecare parte trebuie să fie frumoasă, trebuie să aibă o structură cât mai armonioasă, cât mai naturală, cât mai plăcută. Atunci este un bonsai terminat. În momentul când acoperim ghiveciul, să ne imaginăm că acest bonsai este o plantă din natură, o plantă naturală. Cu cât dăm impresia că este mai bătrân, mai vechi, cu atât ajungem la performanțe mai ridicate. Cotoneaster Coral Beauty, căutați pe internet această esență. Voi face un bonsai de la zero cu această esență, cu o plantă cumpărată din pepinieră sau de pe internet. Vă voi ghida toți pașii pentru a vă construi și voi de la zero un bonsai de acest fel. Arta bonsai nu înseamnă doar să ne cumpărăm bonsai și să ne îngrijim de ei. Înseamnă să ne construim de la zero, să fim în stare să ne construim proprii bonsai cu plante autohtone. Aceasta este ideea artei bonsaiului, pentru a crește în această direcție, să le construim noi, nu să le cumpărăm. Toți suntem buni să scoatem bani și să ne cumpărăm o plantă și să avem bonsai. De multe ori trebuie să fim atenți și ceea ce cumpărăm, că s-ar putea acele plante să nu aibă niciun viitor, să nu mai poată fi construite din punctul din care le-am cumpărat, pentru că au defecte. Deci ideea este să îi construim noi. Pe curând!